A spus, dacă eu nu greșesc, de-a lungul timpului, contestatarul și al lui Mircea Sandu la Federație și al lui Dumitru Dragomir la Ligă. Da, da. E adevărat? Da. Era foarte amuzat Dumitru Dragomir când i-am zis, vezi că eu sunt unul dintre oamenii care eram împotriva legii 4, pentru că e mult prea represivă și intră în contradicție în multe... Cea legată de suporteri, da? Cea legată de... Bun, de... ce nu v-a plăcut la legea asta? Că sărim de la una la altă. Ce-am vorbit mai devreme? Amendare, restricționare, lipsa spectacolului pe stadioane, ajungi să vezi echipe fără suporteri sau cu 20-30 de suporteri, când în alte țări... Corect, domnul Simu, dar trebuie să fie totuși o disciplină, un fel de respector. Nu întotdeauna e. Adică Unii sub tricolor mai mult a făcut scandal decât... Este de multe ori fină linia asta și nu amendezi așa la grămadă și nu pedepsești la grămadă. Asta era și problema cu această lege care avea reflexe totalitare. Eu i-am zis domnului Dragomir și în față lucrul ăsta. Sigur că am fost un contestatar al lui Mircea Sandu. Și dar, Dragomir ce v-a zis? Dar că... și al lui... A râs, nu? Ne aminti că așa cum îl știm... un tip volubil, un tip care, cu care poți să râzi, dar asta e perspectiva care lui. Care te super greu. Da, asta e perspectiva lui, nu trebuie să gândească toată lumea la fel. Eu sunt un contestatar și a felului în care domnul Burleanu a fost votat la conducerea federației și a susținerii din partea domnului Dâncu și a implicării statului paralel în desemnarea conducerii federației. Așa probabil am fost eu un opozant, un om care a fost... Da, credeți că, cum să zic... a fost ceva în neregulă în momentul în care, chiar în ajunul alegerilor, Gică Popescu a fost arestat și Burleanu a devenit președinte? Vi s-a părut un fel de, cum să spun, de cabală? De... Cu siguranță e vorba de statul paralel pe care l-am denunțat, care a putut fi văzut în acțiune, mai ales când director al SRI a fost domnul Coldea. Și domnul Coldea, prin domnul Dâncu și prin prietenii dumnealui, l-a înscăunat pe Burleanu la Federație. Nu putem să ne facem că nu vedem lucrul ăsta. Poate Gică Popescu s-a resemnat, dar mi se pare excesiv ceea ce a suferit Gică Popescu și felul în care ne tratăm fostele glorii. Da, aici suntem de acord. Deci, părerea dumneavoastră fermă e că Burleanu a ajuns președinte politic sau pe care politică? Politic și securistic. Politic și securistic.